A fost o înfrângere dureroasă și nu cred că 5 ne deranjează atât de mult, pe cât ne deranjează 0 ăla, care ne arată că n-am fost noi, n-a fost ziua noastră, am fost lipsiți de inspirație, mai mulți jucători care nu s-au ridicat la nivel, n-au fost în cea mai bună zi a lor. De aici și nemulțumirea și declarația lui Gică. Ce pot să spun personal este că îl susțin pe Gică Hagi și sunt alături de el la bine, dar mai ales la greu, pentru că asta este rolul suporterului, rolul investitorului, rolul celui care este implicat în mod direct, să susțină echipa în momentele grele. Am încredere și spun sincer că Gică are experiența necesară și poate să schimbe lucrurile, zic eu, și de la o săptămână la alta. Ne așteaptă două meciuri fantastic de grele, cu Craiova și Cluj, dar așa cum ne-a obișnuit și care e acea baghetă magică, care a funcționat de foarte multe ori, nu este ușor și suntem cu toții conștienți că Gică trebuie de fiecare să o ia de la zero și să reclădească și să reconstruiască această echipă după plecări, după despărțiri de jucători care sunt importanți și cu care am reușit să facem performanță. Am reușit, și nu vom uita ușor, faptul că a reușit să câștige campionatul și să ne facă campioni când nimeni nu s-aștepta, iar astăzi suntem într-o situație mai delicată, din care sunt eu sigur că Gică va reuși. Trebuie să uităm, sunt două zile de pauză după această înfrângere dureroasă, după care o luăm din nou la treabă, cu speranța că trebuie să ne impunem jocul nostru. Cred că asta este principalul lucru, de-aia spuneam că zero la mă drăgează mai mult. Faptul că Farul nu a avut identitate, pentru că Farul, dintre toate echipele care se bazează mult pe calitatea individuală a jucătorilor, Farul este singura echipă sau printre singurele echipe care au și o identitate foarte clară. Trebuie să ne întoarcem la ceea ce am arătat că știm să jucăm și abia atunci vom putea spera să mai prindem play-off-ul. De ce nu? Asta este obiectivul nostru. Și zic eu că ne pripim dacă deja vorbim de play-off și play-out și deja împărțim deja clasamentul. Nici nu s-a terminat turul, sunt 6 puncte, vorbesc în primul rând de Farul, până la play-off. Clasamentul e în continuare comprimat, nu sunt distanțe foarte mari, cu două victorii sudate poți să ajungi într-o altă zonă, să ai altă perspectivă asupra play-off-ului, play-out-ului. E foarte adevărat că nu e ușor și că și celelalte echipe au arătat un fotbal mai mult decât al nostru, mai ales după această înfrângere. Și clar că, din punctul de vedere, suntem puțin lipsiți de încredere, aș putea spune. Ne lipsește puțin încrederea și la asta trebuie să lucrăm. Dar eu cred că dacă reușim să câștigăm următorul meci acasă, altfel vor sta lucrurile ulterior. M-ai fentat puțin, nu mi-ai răspuns tu. Cum ai perceput declarația asta lui Gică Hagi? Nu l-am mai auzit să vină în față. De obicei are un discurs dur, la cald, cu toții așteptăm să vedem ce spune Gică Hagi, e și normal, dar acum mi s-a părut că a aruncat așa această posibilitate ca patronul Gică Hagi, acționarul majoritar al Farului, să-l demită pe antrenorul Gică Hagi. Cum ai perceput-o? Eu am perceput-o ca o dezamăgire după joc. E clar că ai sentimentul ăsta sau te gândești că poate ai greșit și tu și cu siguranță cu toți am greșit, dar de aici și până la a lua o decizie de genul să renunțe, eu cred că e cale lungă. Noi toți suntem acolo să-l susținem, așa cum spuneam. Ați discutat? Au fost ședințe la club. Și, repet, chiar cred că Gică are capacitatea necesară să redreseze lucrurile, chiar dacă a obosit și el. A obosit și simt că a obosit și că nu e ușor. Eu cred că dacă erau existau alte rezultate, nu mai obose. Dar oboseala vine și cu perioadă grea, dacă nu cea mai grea, cel puțin de când poartă această etichetă Farul Constanța. E clar, când te obișnuiești cu binele și odată câștigi campionatul, al doilea an ești acolo în play-off și chiar ai, la un moment dat, cu trei etape înainte de final, dacă mai ții în minte, anul trecut, chiar erau șanse să te lupți la câștigarea trofeului. E greu când ai un an atât de slab cum este cel de acum. Și repet, ce mă neliniștește și pe mine, dar pe toată lumea din club, este faptul că nu avem identitatea care ne-a consacrat. Asta e principalul motiv.
de îngrijorare. Dar, așa cum spuneam, chiar cred că veți avea o surpriză să vedeți un alt Faru meciul viitor. Alex, cum percepi tu această declarație și dacă îl vezi pe Gică Hagi, antrenorul din momentul de față al Farului, în tribună, din postura patronului și nu pe bancă? Au mai fost situații când echipa, clubul se numea Viitorul, când a stat în tribună, dar de fiecare dată nu l-am văzut în apele lui. Cred parcă că nu rezista. Cred că soluția era să nu stea deloc în tribună când e cazul de genul ăsta. Când, știu că au fost încercări, să spunem. A fost Stelea, Mircea Rednic, dacă nu mă înșel. Dar pe termen destul de scurt. Nu, e clar că, din punctul meu de vedere, la Farul se simte un pic nevoia poate de o schimbare. Și când spun o schimbare, nu mă refer la plecarea neapărat a lui Gică Hagi. Bine, poate să fie și asta ideea la un moment dat. Dar Gică Hagi poate ar trebui să îndepărteze puțin de tot ceea ce înseamnă, de tot ce înseamnă Farul, ca să zic așa. Pentru că în lumea fotbalului se știe foarte bine că Gică Hagi este un om care controlează destul de mult tot ceea ce se întâmplă la clubul Farul. Și când spun tot ce se întâmplă la clubul Farul, înseamnă de la grupele de copii și juniori până la nivel de echipă mare, până la felul în care crește gazonul pe terenurile de la... E greu la acest club, fiind Gică Hagi acolo și îmi cer scuze că te întrerup, să fii și șoferul autocarului. Exact. Asta vă și asta, dinspre Gică Hagi. Eu voiam să dau exemplu cu cel care tunde gazonul, dar ai venit cu șoferul de autocar... Doamne ferește de vreun milimetru. E cam același lucru și de asta spun că acolo se simte, din punctul meu de vedere, nevoia de o schimbare. Pentru că, în general, atunci când vrei să faci totul de unul singur, poate să-ți iasă. Un an, doi, trei, a ieșit foarte, foarte bine chiar. Numai că poate sunt anumite domenii în care există oameni mai pricepuți decât Gheorghe Hagi. Nu știu dacă și Ciprian e de acord cu ce spun eu. Eventual, dacă se simte nevoia de o modificare la club, nu neapărat de schimbare, ca să zic. Bun, așa. Sunt ani de zile în care Gica a reușit și a avut capacitatea să controleze, așa cum bine spui, și așa este, și să exercite, până la urmă, această presiune de la bucătar și până la ultimul jucător care intră în teren. Și a demonstrat că funcționează. E clar că e greu acum să vorbesc cum ar arăta Farul sau cum am putea evolua sau cum ar putea evolua lucrurile fără Gica acolo. El este motorul, el este cel care a avut ambiția asta și fără asta spun sincer că n-ar fi reușit Farul să câștige campionatul, să ajungă să aibă această academie frumoasă și tot clubul ăsta să arate așa cum arată astăzi. Fără Gică Hagi. Așa că nu pot să-mi imaginez cum ar putea să arate fără el. Dragul Săvoiu, pe ce ar ne spune? Sper ca Farul să își revină, pentru că dă semne de slăbiciune încă de la început. Au vândut și jucători, dar e păcat să nu fie acolo sus. Adi Popa, de unde crezi că vine această criză a Farului? O echipă, așa cum a spus și Ciprian Marica, cu ADN ofensiv, care, iată, nu reușește să înscrie în Giulești, și ce meciuri au fost între aceste două echipe. De unde crezi tu că vine această criză? Din punctul meu de vedere, ca jucător, mă gândesc în primul rând că prin prisma jucătorilor, deci o parte nu au făcut pregătirea de la început cu ei, nu au prins cantonament, pregătire fizică, meciuri amicale, să-și ia ritmul, să înceapă din prima etapă cum trebuie, exemplu Alibec, Țăru, care au venit pe parcurs. Alți jucători foarte importanți, titulari, au fost transferați în această vară, gen Luis Munteanu, care anul trecut a fost la ei, nu? Și a avut un sezon bun, Grameni, care era jucător de bază la mijlocul terenului, adică vorbim de niște jucători pe axul central, care Mihai Popescu, care s-au transferat și știm cât de important este, exact, cât de important este scheletul unei echipe. Nu poți să faci peste noapte treabă. Îl văd în stare și sunt sigur că este în stare Gheorghe Hagi să-i redreseze, dar are nevoie de timp. La Farul se lucrează profesionist și este patron și cu siguranță își va da timp și cred că o va redresa. Dacă ar fi fost la altă echipă, cu siguranță nu mai avea timp și discutam despre istorie. Ciprian, pun xeroxul pe întrebarea pe care am adresat-o lui Adi Popa. Ce vă lipsește în acest sezon? Sunt 13 etape scurse, locul 14 cu 13 puncte.
prea puțin, mult prea puțin, nu spun de pretenții, spun de ce arată echipa în teren, pentru că și jocul este dezamăgitor. Punctajul din clasament este oglindit în jocul. Ce vă lipsește în acest sezon? Mă întorc la ceea ce am spus, identitatea. Ne lipsește ritmul de joc, parcă Rapidul, am în cap ultimul joc. Rapidul a avut poate o viteză, două chiar în plus față de noi. O echipă în suferință. O echipă care, iarăși, și ea trecea într-o perioadă grea. Cumva, faptul că pierdem câțiva jucători, că vin jucători noi, timpul ăsta de adaptare, așa cum spunea și Adi mai devreme, a lipsit sau, mă rog, a avut, ne-a îngreunat situația, cât și atmosfera. Parcă n-a fost atmosfera de la... Ne-au lipsit jucătorii cu personalitate. Alibek, care a venit destul de târziu, ne lipsesc jucătorii cu personalitate. Eu asta cred. Cred că jucătorii lideri ăia din vestiar, cum erau Nedelcu, care se accentează și iarăși revine, nu vine, Băluță, care era important acolo în vestiar. Deci ne lipsesc jucătorii cu experiență care să aibă și personalitate. Larie, fundaș central, care coordona apărarea acolo. Deci sunt mai multe aspecte. Cu siguranță că și din punct de vedere tactic au fost unele de multe ori când n-au funcționat lucrurile așa cum ne-am dorit. E un cumul, nu putem să vorbim doar de un singur lucru. Crezi că această strategie pe care voi, Gică Hagi, a avut-o, să repatrieze, să readucă jucători care au plecat și trec prin momente mai grele sau au jucat bine acolo unde au ajuns să intre, crezi că în momentul de față este depășită strategia repatrierilor? Sunt jucători care, iată, vin, dar parcă nu mai reușesc. Nu e cazul lui Alibek, nu pot să-l cumpă Alibek. M-ai prins pe mine acum și mi le pui pe toate. Adică, m-ai scos la tablă și... Măi, filozofia și strategia aparține lui Gică în totalitate. S-a dovedit că a funcționat până acum și de ce manieră. Vorbeam de acea baghetă magică a lui Gică Hagi, care a funcționat și toți jucătorii pe care i-a luat și i-a repatriat și-au depășit nivelul, au venit în situații dificile și au pus umărul la câștigarea campionatului, la intrarea în play-off sezonul trecut și chiar jocuri solide și bune. Acum nu ne iese anul ăsta și că nu funcționează anul ăsta așa cum ne dorim, nu putem să spunem că e greșit sau nu știu, nu e bine. Până acum a fost bine? A fost bine. Acum nu e bine? Da, e posibil să nu fie bine acum. Adică se poate întâmpla. Dar vă mai spun ceva sincer. Avem jucători în Academie și asta vorbeam cu Gică și cred că ar trebui să avem mai multă încredere în jucătorii tineri care mie personal mi-au arătat că au personalitate și pot să joace la nivel de Liga 1. Mihai ne spune pe chat, mulți jucători foarte tineri, un lot neomogenizat care e pus sub presiune și a făcut... greșeli. Cât contează, Alex Brădescu, presiunea asta care vine, am spus-o și mai devreme din partea lui Gică Hagi și iată, mie mi se pare că uneori se vede mai mult la jucătorii cu experiență la far. Da, culmea că așa pare în momentul de față. E greu să faci față presiunii lui Gică Hagi, dar bine, mai depinde și pe cine pune presiune, pentru că mai ține și de valoarea jucătorilor până la urmă. Că, într-adevăr, adică Bălașa sau Țâru, în momentul în care s-au întors la Farul, de exemplu, știau cu cine lucrează până la urmă, sau Alibek, mai zic. Iar ceilalți copii, ca să le zic așa, știu și ei foarte bine pe Gică Hagi, pentru că, cum spuneam mai devreme, Gică Hagi oricum e prezent în viața fiecărei grupe de copii și juniori de la echipă. Numai că, asta e părerea mea sinceră, că la un moment dat orice fel de model se erodează, obosește la un moment dat. Și poate că asta s-a întâmplat și cu Gică Hagi, pentru că, într-adevăr, Ciprian zicea bine că clasamentul e oarecum comprimat în acest moment. Sunt niște echipe care, da, dacă pierzi două meciuri, ajungi undeva în josul clasamentului. Dacă câștigi două, te apropii de play-off. Numai că, într-adevăr, la Farul pare o mică problemă de data asta. O problemă de oboseală, din punctul meu de vedere, și acum s-a mai ies chiar aici. Și oboseala este, zic eu, poate la Gică Hagi. Dar chiar, și încă o întrebare pentru Ciprian. Care e acționariatul? Și tu. Care e acționariatul în acest moment? Care mai e structura la Farul? Păi, în afară de discuțiile noi pe care le-am văzut și eu din mass media cu acționarul nou care... Dan Moraru.
Da, există, este cât? Există o promisiune de vânzare. A cât la sută? Sau... La 10%, din câte știu. Este Rivaldo și el cu 10%, sunt eu cu 10% și Gică cu...